Eduard Rada Slavescu a apărut surprinzător în primul 11 al celor de la FCSB în fața lui Tavi Popescu. Jucătorul adus chiar de la Farul a fost schimbat după doar 28 de minute. Șocat, mijlocașul de 20 de ani a plecat direct la vestiare, în timp ce mulți dintre coechipieri încercau să-l consoleze. Știu că nu e un lucru bun, mai ales pentru un jucător tânăr să fie schimbat așa de vreme. Am trăit și eu momente de genul ăsta și știu că e greu, e frustrant. După ce presa a scris că modificarea a fost ordonată de către Gigi Becali, care l-a umilit astfel pe Rada Slavescu, Meme Stoica a reacționat. Managerul roșalbaștilor a dat exemplu două schimbări făcute de Hagi de vreme, tot într-un meci FCSB Farul, care au fost catalogate drept decizii tactice. Toni Da Silva s-a întors după 13 ani în România, de data aceasta în postura de antrenor. A acceptat fără să stea pe gânduri oferta Iașiului. N-am făcut paște cu familia, am plecat direct, am bagat poli înainte de familia și înainte de Dumnezeu. Eu îmi cer scuze la Dumnezeu, mi-e știu că Dumnezeu o să fie cu noi până la sfârșitul campionatului. Poli Iași ocupă locul 13 în Superliga, poziție care duce la baraj. Toni este încrezător că poate să salveze echipa de la retrogradare. Eu am televizionul român acasă. Eu mă uit fiecare meciul din România. Eu am televiziune în Portugalia și asta urmăresc campionatul. Am făcut stagii cu mari antrenori precum De Zerbi, Paulo Fonseca, Guardiola, Diego Simeone. Am încercat să învăț de la mulți. Toni a avut parte de o surpriză plăcută la primul antrenament. Cristiano Ronaldo! Ce faci? Ești bine? Ne scap de retrogradare. Trebuie să muncim mult, nu? Da. Da. Și noi avem nevoie de sprijinul vostru. Exact. Da? Da. Să mergeți la stadion să strigați Poli, Poli! Ducadam a primit un tablou special de ziua lui. Scenele de la Sevilla au fost pictate în cafea de un artist. Dimensiunea este chiar, asta a fost ideea. Brațele mele stânga-dreapta, deci 1,90 m. Ducadam a început petrecerea de 65 de ani din timp. Ieri au fost câțiva prieteni la mine, în general în familie, foarte restrâns. Cu vinul Ducadam și cu pălinca Ducadam. Are și motive. FCSB a făcut un pas uriaș spre titlu. M-aș bucura să iasă campioni. În mare, campionatul e jucat. FCSB anul ăsta este campioană și dacă nu vrea, pentru că celelalte echipe își doresc foarte mult acest lucru. Mircea Lucescu, la Rapid, a fost păcăleala pe care Ducadam și-a primit-o de ziua lui. De ce nu? Cred că asta și s-ar potrivi cel mai bine, pentru că totuși dânsul are o vârstă. Chiar dacă a fost o păcăleală, eu o iau chiar în serios. S-ar putea să se adeverească în vară. Miercurea, Ciuca a învins-o pe Schellenberg și a urcat pe loc de baraj în Liga a doua. Elena și Baco și-au înscris golurile echipei lui Ilieș. A fost prima înfrângere suferită de Schellenberg în deplasare, în tot campionatul. Formația antrenată de Claudiu Niculescu a încheiat prima etapă din play-off pe locul secund, iar ciucanii au urcat pe poziția a patra. Dinamo a pierdut două puncte în al 13-lea minut de prelungiri, în meciul în care a fost susținută din tribune doar de copii și de Mircea Lucescu. Ultima fază a partidei cu Petrolul a fost de coșmar pentru Câini. După 9 minute de analiză în cabina VAR, Feșnic a dat penalti pentru Petrolul. Grozav a înscris împotriva fostei sale echipe. A fost un arbitraj penibil. Să ne lase mai bine să ne arbitrăm noi singuri și el să nu mai vină la meci. Să ne lase pe noi, punem mâna pe minge, strigăm cine dacă a fost faul și să ne lase pe noi să ne arbitrăm singuri. Mă gândeam că nu o să se mai dea. Am stat câteva minute bune, dar am concentrat și am reușit să marchez. Trupa din Ștefan cel Mare a condus la pauză, datorită reușitei lui de Moura. A fost primul gol marcat în Superliga de brazilianul de 35 de ani. I am very happy. That was my first goal in Romania after long years here. But unfortunately the results didn't come. Lupii au luat cu asalt poarta lui Golubovici în repriza a doua. Grozav și Hanca au ratat în aceeași fază. Tot Grozav a irosit o ocazie imensă, 5 minute mai târziu. Golubovici s-a opus senzațional și la lovitura liberă executată de Bratu. S-a terminat 1-1, iar Dinamo a rămas penultima în play-out. Petrolul staționează pe locul 5.
Mutu și-a luat adio de la titlu după remiza de pe terenul lui Șepșii, dar speră să câștige Cupa României și primul său trofeu ca antrenor. CFR joacă la Hunedoara împotriva revelației din Liga 2 Corvinul pentru un loc în semifinale. Celălalt obiectiv rămâne Cupa, deci pentru noi este fundamental, este foarte important, deci cred că cuvintele sunt întâlnitele pentru a spune. Să spunem că face parte din obiectivul clubului, e clar că ne dorim să câștigăm Cupa. Mutu crede că FCSB a tranșat în mare măsură disputa pentru campionat. În momentul de față va fi foarte greu să, ca FCSB să mai pierdă acest titlu, pe părerea mea, chiar dacă matematic se poate întâmpla orice. Pare că au și o maturitate, așa cum vă spuneam și acum când am venit, că se vede pe echipă mai matură anul ăsta. Da, merită locul pe care sunt acum și nu avem ce discuta. La Hunedoara, fanii se pregătesc de sărbătoare. 8.000 de suporteri sunt așteptați la meciul anului pentru Corvinul. Visul continuă. Noi din acest meci îl luăm ca pe un eveniment, dar este un meci împotriva unei echipe de fotbal. La fotbal, știm, se poate întâmpla orice. Eduard Rada Slavescu a apărut surprinzător în primul 11 al celor de la FCSB în fața lui Tavi Popescu. Jucătorul adus chiar de la Farul a fost schimbat după doar 28 de minute. Șocat, mijlocașul de 20 de ani a plecat direct la vestiare, în timp ce mulți dintre coechipieri încercau să-l consoleze. Știu că nu e un lucru bun, mai ales pentru un jucător tânăr să fie schimbat așa de vreme. Am trăit și eu momente de genul ăsta și știu că e greu, e frustrant. După ce presa a scris că modificarea a fost ordonată de către Gigi Becali, care l-a umilit astfel pe Rada Slavescu, Meme Stoica a reacționat. Managerul roșalbaștilor a dat exemplu două schimbări făcute de Hagi de vreme, tot într-un meci FCSB Farul, care au fost catalogate drept decizii tactice. Toni Da Silva s-a întors după 13 ani în România, de data aceasta în postura de antrenor. A acceptat fără să stea pe gânduri oferta Iașiului. N-am făcut paște cu familia, am plecat direct, am bagat poli înainte de familia și înainte de Dumnezeu. Eu îmi cer scuze la Dumnezeu, mi-e știu că Dumnezeu o să fie cu noi până la sfârșitul campionatului. Poli Iași ocupă locul 13 în Superliga, poziție care duce la baraj. Toni este încrezător că poate să salveze echipa de la retrogradare. Eu am televizion român acasă. Eu mă uit fiecare meciul din România. Eu am televizion în Portugalia și asta urmăresc campionatul. Am făcut stagii cu mari antrenori precum De Zerbi, Paulo Fonseca, Guardiola, Diego Simeone. Am încercat să învăț de la mulți. Toni a avut parte de o surpriză plăcută la primul antrenament. Hey, Cristiano Ronaldo! Ce faci? Ești bine? Ne scap de retrogradare. Da, trebuie să muncim mult, nu? Da, da. Foarte. Și noi avem nevoie de sprijinul vostru. Exact. Da? Da. Să mergeți la stadion să strigați, da. Poli, Poli! Duca Dama a primit un tablou special de ziua lui. Scenele de la Sevilla au fost pictate în cafea de un artist. Dimensiunea este chiar, asta a fost ideea. Brațele mele, stânga-dreapta, deci 1,90 m. Duca Dama a început petrecerea de 65 de ani din timp. Ieri au fost câțiva prieteni la mine, în general în familie, foarte restrâns. Cu vinul Duca Dama și cu pălinca Duca Dama. Are și motive. FCSB a făcut un pas uriaș spre titlu. M-aș bucura să iasă campioni. În mare, campionatul e jucat. FCSB anul ăsta este campioană și dacă nu vrea, pentru că celelalte echipe își doresc foarte mult acest lucru. Mircea Lucescu, la Rapid, a fost păcăleala pe care Duca Dama și-a primit-o de ziua lui. De ce nu? Cred că asta și s-ar potrivi cel mai bine, pentru că totuși dânsul are o vârstă. Chiar dacă a fost o păcăleală, eu o iau chiar în serios. S-ar putea să se adeverească în vară. Miercurea, Ciuca a învins-o pe Schellenberg și a urcat pe loc de baraj în Liga a doua. Elena și Baco și-au înscris golurile echipei lui Ilieș. A fost prima înfrângere suferită de Schellenberg în deplasare, în tot campionatul. Formația antrenată de Claudiu Niculescu a încheiat prima etapă din play-off pe locul secund, iar ciucanii au urcat pe poziția a patra.